sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi o chemăm la raport pe Benkio Erica, aleasă în circumscripția electorală numărul 15 Covasna pe listele UDMR. Se află la primul mandat de deputat. Dacă ținem cont de statisticile publicate pe site-ul Camerei Deputaților, parlamentarul a fost foarte puțin activ în acest mandat. 4 luări de cuvânt în 4 ședințe, 3 declarații politice, 7 întrebări și interpelări, 29 de propuneri legislative inițiate și un proiect de hotărâre inițiat. Totalul luărilor de cuvânt este de 8 minute și 37 de secunde. Prima dată a vorbit în plen la depunerea jurământului, apoi a luat cuvântul cu privire la drepturile minorităților. A urmat o luare de cuvânt referitoare la un conflict cu prefectul de Covasna, care a împiedicat sărbătorirea zilei de 15 martie ca zi a maghiarilor de pretutindeni. Prefectul, reprezentantul guvernului, face tot posibilul să strice bucuria comunității locale. Vin amendarea cu câte 10.000 de lei a primarului din Sfântul Gheorghe, respectiv celui din Târgu Secuiesc, pentru folosirea simbolului comunității maghiare. Dacă nu s-a făcut remarcată grație activității din Parlament, Benkio Erica s-a făcut cunoscută în spațiul public, după ce a fost aspru criticată de către realizatorul TV Radu Banciu. Totul a pornit de la o reclamație plină de greșeli gramaticale la Consiliul Național de Combatere a Discriminării, în cazul scandalului de anul trecut, dintr-un supermarket din Odorheiul Secuiesc, când un vânzător a refuzat să vorbească în limba română cu un client care a vrut să cumpere mici. Doamna Erica, așadar, care scrie acest text, demonstrează că nu cunoaște limba română decât extrem de vag. Deci ea demonstrează că nu este în situația de a se exprima în această limbă, ceea ce este rușinos, doamna Erica, pentru cineva care lucrează în Parlamentul României. Aia este slujba noastră, da? Acum că am văzut cât a vorbit și câte declarații politice a avut, este momentul să aflăm care sunt punctele sale tari. Este fidelă partidului din care face parte și este preocupată de interesele comunității maghiare. Punctele sale slabe sunt următoarele. Foarte puține luări de cuvânt, proiecte legislative în număr extrem de mic și comunicare proastă prin rețelele de socializare. Pentru activitatea depusă în acest mandat din decembrie 2016 și până acum îi acordăm nota 6 deputatului UDMR Covasna, Benkio Erica.